Bine v-am regăsit, hai că tot mi se spune că sunt pesimistul de serviciu. Vin și cu o veste bună. Am fost astăzi să-mi scot un cazier. Am vorbit cu cineva că nu mai știam care e procedura. Și mi-a spus, bă, vezi că trebuie să plătești o taxă, du-te pe la CEC. M-am dus eu la CEC ca să nu mă duc la poliție, să mă întorc, că de obicei toate taxele astea de către stat se plătesc la CEC. La CEC am intrat acolo, domnule, eu mă duc la poliție. S-a uitat femeia cu niște ochi așa mari la mine, mă duc la poliție să scot un cazier, știu că trebuie să plătesc o taxă. La care femeia spune, domnule, nu se mai plătește de foarte mult timp taxa pe cazier, vă duceți direct acolo cu buletinul. Vă spun sincer că am fost sceptic. Am dus la poliție cu buletinul înarmat că mă vor trimite, că așa sunt instituțiile statului, nu știu, să mai au vreun timbru din ăsta judiciar, de pe la poștă, habar n-am. Bă, băieți, am intrat acolo, dincolo de faptul că am văzut o grămadă de domnișoare care arătau excepțional, excepțional, felicitări pentru angajările astea, foarte bine pregătite, intru, așa cum spuneam, la secția 13, domnule, pentru cazier, uitați acolo, la ghișeu, păi, completezi ceva? Nu, mergeți cu buletinul. Am dat buletinul, tot așa, o domnișoară extrem de amabilă, drăguță. În 3 minute am avut cazierul în mână. Doamne, nu venea să cred că sunt într-o instituție publică din România. Iată că se poate. Pe aici, pe acolo, se produc reformele alea de care avem nevoie. Dar cred că avem nevoie de mai mult de atât. Oricum, una peste alta, o experiență absolut senzațională pe care nu credeam că am să o trăiesc în viața asta în România.